A lovit bara transvers, a trimis mingea în bară, iată reluarea superbului gol. Dar nu știu dacă Daniel Stan și-a propus acel lucru. Certe că a ieșit bine. Să trimită direct pe poartă, e adevărat. Lobonț a stat la pândă, a încercat să anticipeze, a lăsat spațiu mare în fața porții, mingea a lovit bara și de la 2 metri Jula aduce egalarea, exact ce vă spuneam. Un joc deschis.